Sunt cei care nu mă cunosc, eu sunt Galina Tartakovski de la filiala Târgu Mureș. Despre mine o să spun că sunt iubitoare, veselă, încăpățânată, sensibilă, critică, pasională, dură și puternică. Care cele pe care le considerai tu opuse? Okay. Erau niște dură care... și sensibilă. Dură și sensibilă? În același timp sunt și sensibilă, dar în același timp am zis pe care sunt dură, mai încăpățânată, mai nervoasă. Sper să fie ceva povestea ta despre chestia asta, cu duritate și cu sensibilitate. Dacă este, dacă nu, nu. Vreau să evidențiez faptul că povestea mea este de fapt o poveste trăire, o poveste emoție. Am vorbit astăzi despre emoție. În toate scrierile mele predomină de obicei trăirile, emoțiile, stările mele. Deși până ieri am avut o altă temă, trebuie să mărturisesc, până la urmă mi-am ales una mai simplă, mai aproape de sufletelul meu și am intitulat-o Vise de tinerețe sau sensul vieții. Eu o să încerc să-mi povestesc povestea, totuși să nu o citesc. Este vorba deci despre vise de tinerețe sau sensul vieții. Era liniște și o dimineață minunată. O dimineață ce mirosea a lumină, a soare, a pace, a dragoste, a poezie. Ca o dimineață ca cea de astăzi. Deși a trecut, ați văzut cât de frumoasă a fost dimineața de astăzi? Ați simțit-o? I-ați simțit energia și căldura? Iată că o astfel de dimineață mă face pe mine să fiu inspirată și să fiu provocată la o introspecție. Mă gândeam pentru a nu știu câta oară la sensul vieții. Pe atunci eram o adolescentă doar, o visătoare incurabilă. Eu credeam că o să pot schimba cândva lumea, că o să pot salva de rău, că o să pot să aduc oamenilor mai multă lumină, pace și soare. Cât de frumos este că nu avem nevoie nici de bani și nici de putere și nici de avere pentru a schimba lumea. Uneori este suficient să avem un suflet plin de dragoste. Uneori este suficient să spui cuiva un cuvânt frumos, o vorbă mângâietoare și îi poți însemina ziua, îi poți alunga un gând trist, îi poți alunga o stare depresivă. Uneori doar asta este suficient. Pentru mine era o necesitate să dăruiesc lumină și pace. Sufletul meu trăia din dragoste și pentru dragoste. Inima mea palpita pentru umanitate. Era o dimineață minunată. Am ieșit la o plimbare. Trecând prin parc, am asistat la o discuție. M-am oprit și am ascultat atentă, fiind intrigată de emoția pe care o simțeam între cei doi interlocutori. Nu! Ți-am spus că nu! Cum poți să devii tu muzician? Nu stai seama ce înseamnă un muzician? Un muzician înseamnă, de fapt, un muritor de foame. Cu ce o să te hrănești? Cu iluzii? Cu cuvinte? Cu versuri? Asta este? Cum poți tu să fii muzician când ești fiul unui medic? Nu! Basta, o să fii chirurg ca tatăl tău și gata. Cum poți să fii un simplu muzician, un simplu muritor de foame? Mamă, dar nu înțelegi că muzica este chiar sensul vieții mele? Nu înțelegi că ceea ce o să fac, o să fac din plăcere, din pasiune, din suflet, din dragoste? Chiar dacă nu o să fac mulți bani, să știi că asta mă face fericit. Nu, nu și nu, a spus mama din nou. Fiind profund mișcată de suferința evidentă a tânărului, am intervenit în discuția celor doi. M-am apropiat de doamna în cauză și am spus: îmi cer iertare, dar dacă puteți să mă oferiți câteva clipe, aș fi foarte fericită. Doamna, deși evident deranjată de intervenția mea, m-a ascultat totuși, iar eu i-am spus: îmi pare rău că trebuie să mă amestec în discuția dumneavoastră, dar fiind atât de mișcată de emoția fiului dumneavoastră, aș vrea să vă întreb un singur lucru. Atunci când l-ați adus pe lume, nu-i așa că tot ce v-ați dorit a fost să fie sănătos și să fie fericit o viață întreagă? Și dacă vă doriți fericirea lui cu atâta ardoare, de ce oare îi frângeți aripele care înainte să zboare? De ce nu lăsați să-și urmeze visul și drumul lui? Căci dumneavoastră aveți propria viață.
iar el își are drumul lui și viața lui. Are propriile vise de urmat, propriile idealuri, are de suportat propriile frângeri, are de câștigat propriile victorii. Nu trebuie să trăiți pentru el, trebuie să lăsați să zboare, să se înalțe, să facă ceea ce îi place. Și apoi, o meserie este ceva ales pe viață. Cum vă imaginați că zi de zi fiul dumneavoastră va merge și va face ceea ce nu îi place? Dacă o să-l împiedicați să-și realizeze visul, în curând va deveni un bătrân, amărât și depresiv. Pentru că da, chiar dacă este o tânăr, faptul că nu poți să faci ceea ce îți place te amărește și te întristează. Lăsați-l să fie liber, lăsați-l să zboare, să zboare, chiar dacă va greși, aceasta va fi greșeala lui și nu a dumneavoastră. Iar alți oameni, inspirați de faptul că își va urma visul, vor putea și ei să-și găsească fericirea și sensul vieții, ceea ce astăzi atât de puțin se întâlnește. Astăzi nu mai sunt acea adolescentă. Sunt deja un om matur, dar cu aceleași vise de copil și cu responsabilități de adult. Astăzi, pe lângă acel sens, în viața mea s-a mai adăugat un altul, cel de a-mi găsi propria fericire. Pentru că viața este atât de scurtă, că nici nu mi-am dat seama cum într-o clipă, dintr-o adolescentă, o incurabilă visătoare, am devenit o mamă. Astăzi am descoperit un nou sens al vieții, cel de a fi mamă. Și acesta este sensul sensurilor, fericirea supremă, cea mai minunată, mai sublimă și mai frumoasă din câte pot exista. Dar despre asta vă voi spune în altă poveste.